Traseul meu preferat era 28, care acum nu mai este. Asta este o plăcuță de stație, deci una originală la începutul anilor 90. Mă rog, piața oțelarilor, care era practic aproape de capăt, este micro 20, nu mai se utilizează, e o plăcuță veche și e o amintire, e un suvenir. Și m-am tot uitat și m-am tot frământat și Dumnezeu mi-a plăcut tare mult să o am, fiindcă mă gândeam că o să, mă rog, o să o casez, o să o duc în parcul rece și m-am trezit până la urmă cu ea, un cadou care l-am, deci eu l-am refăcut acum, a fost un albastru mai deschis. Pasiunea lui Ovidiu pentru mijloacele de transport în comun a început încă din copilărie, când din camera părinților admira fiecare troleibuz ce trecea pe sub fereastră. Anii au trecut, iar lucrurile nu s-au schimbat. Ba mai mult decât atât, tânărul, acum în vârstă de 30 de ani, își petrece timpul liber modelând mijloace de transport în miniatură pe care le realizează din materiale reciclabile. Mi-au plăcut, am început să mă documentez despre ele. Bine, fiind mic, ceea ce am apucat la început au fost schemele de culoare, numerele de înmatriculare. Pe urmă, când am prins mai mult curaj, mă duceam în stație, când se strica câte o mașină și în perioada aia se stricau destule, dat fiind faptul că nu erau piese de schimb. La acesta galben am lucrat cam, deci nu mă refer o perioadă non-stop așa, deci să spunem că am lucrat zilnic, dar în sumat așa ar fi cam o săptămână. Dar am lucrat, de exemplu, astăzi, am mai lăsat deoparte, am mai avut alte treburi, alte activități, iar l-am reluat, iar l-am mai retușat. Ovidiu a absolvit Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați în anul 2007 și din cauza contextului economic nu și-a găsit încă un loc de muncă. Am fost aici în Galați și am căutat de foarte mult timp. Am umblat în tot Galațiul, pe la toate întreprinderile, firmele care au fost. M-am dus cu CV-uri, am fost chiar și de 3-4 ori și vorba aceea, te da afară pe ușă și intri pe geam în încercarea disperată de a-ți găsi ceva. Și am rămas dezamăgit, să spunem. Ce mi-aș dori cel mai mult ar fi să mi se ofere posibilitatea să lucrez la Transurb, fiindcă este o pasiune și, practic, o muncă făcută din pasiune ar fi ceva extraordinar. În această cursă a pasiunii pentru mijloacele de transport în comun, Ovidiu a găsit și sprijinul părinților. Tatăl însă consideră că drumul în viața al fiului său ar fi fost mai ușor dacă tinerilor li s-ar da mai multe șanse. Mie îmi plac tinerii, îmi plac ca cei în vârstă să te dea la o parte, să vină cei trebuie să ia locul. Îmi plac lucrurile care apar noi. Îmi place faptul că cei vechi să fie dat de o parte, dar să fie și în locul ăsta, în același timp, cu altceva mai bun. Cea mai frumoasă machetă e un troleibuz, care îmi place mie, care are zare, că am muncit lui acolo la desenul la scară, pe aceea și-a trasat pe hârtie și le-a decupat, le-a tăiat, cu biroace mai puțin tehnice, așa, mai rudimentare. Dar s-a descurcat și faptul că cu ce a avut la dispoziție a făcut ce a făcut, mie mi-a plăcut. Înseamnă o întemnare, înseamnă o pasiune făcută așa din toată inima, nu? Dacă la început prietenii găseau hobby-ul lui Ovidiu ca fiind ciudat, cu timpul aceștia s-au obișnuit și chiar au început să aprecieze fiecare machetă realizată de tânărul gălățean. La început, când l-am cunoscut pe Ovidiu, sincer, mi s-a părut puțin ciudat, pentru că nu auzisem până la el pe cineva care să fie atât de pasionat de mijloace de transport în comun, mai ales că nu e chiar așa ceva, adică sunt care au alte pasiuni, motociclismul, alpinismul, parapantism. Având în vedere și abilitățile lui și studiile lui și faptul că proiectarea este o ramură foarte grea a ingineriei, este cred că cea mai grea ramură a ingineriei proiectarea. Păcat, eu cred că dacă ar avea ocazia Transurbul să-l angajeze pe el, ar câștiga foarte mult, pentru că îmbină pasiunea cu locul de muncă și are și ceva, nu știu, minunat, zic eu. Nici pe viitor, Ovidiu nu se vede făcând altceva, pasiunea pentru aceste machete fiind cea care i-a dat tânărului un scop în viață.